Incendiu puternic în capitală. Acoperișul unui depozit cu produse chimice de uzcasnic și băuturi răcoritoare a fost cuprins de flăcări în această după-amiază. Pentru a potoli flăcările, pompierii au intervenit în forță cu 20 de angajați și 4 autospeciale. Din fericire, focul nu a făcut victime. Incendiul a izbucnit în această după-amiază la un depozit de pe strada Petrican din capitală. Pompierii au intervenit de urgență și au reușit să localizeze flăcările, înaintea ca aceasta să se răspândească, iar riscul declanșării unei tragedii era foarte mare, deoarece în imediată apropiere este o benzinărie. Misiunea pompierilor nu a fost deloc ușoară, pentru că jeturile de apă să ajungă la focarul incendiului a fost nevoie de demontarea acoperișului. La fața locului au fost trimise 4 autospeciale de intervenție cu 20 de pompieri. Toți angajații depozitului au fost evacuați în siguranță, iar zona a fost încercuită. Nu au fost raportate victime în urma acestui incendiu. Suprafața totală a depozitului este de 1800 de metri pătrați. Potrivit informațiilor preliminare, de ardere au fost afectate suprafața de 30 de metri pătrați. Deocamdată nu se știe care este cauza izbucnirii incendiului. Aceasta urmează să fie stabilită de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.